Orheienii și oaspeții orașului au sărbătorit hramul localității cu mare fast. De ziua orașului Orhei, oaspeții și locuitorii au avut parte de activități culturale, expoziții și alte surprize. Dis de dimineață, creștinii au mers la biserică pentru a asculta Sfânta Liturghie. Sfinții mucenici și Sfântul Mare Mucenic Dimitrie au fost acei bărbați care nu au șovuit în credință pentru nicio clipă și au pus viața ca preț pentru credința în Iisus Hristos. M-am născut în Orhei și sunt orheancă și mă mândresc cu asta. A fost o sărbătoare minunată, extraordinară, mi-a plăcut foarte mult. Fericit pe toți orheienii cu ziua Sfântului Dumitru, sărbătoarea mare, creștinească. Îi doresc succes în toate treburile. Am primit o plăcere la sărbătoarea orașului Orhei. Suntem tare bucuroși că am asistat. Este ziua Sfântului Dumitru, hramul orașului Orhei, hramul celui mai vechi biserici din Republica Moldova, ctitorită în piatră însăși de Vasile Lupu și, de fapt, este ziua orașului. Este ziua când orășenii, orheienii se bucură, primesc oaspeți, primesc cadouri, primesc tot ce este binecuvântare și bunăstare. Și, de fapt, primesc zâmbetele copiilor în această zi, care, de fapt, ne zâmbește soarele în așa fel că automat trebuie să zâmbim noi cu toții. Eu le doresc sincere și cordiale felicitări tuturor orheienilor. Să dea Domnul ca Sfântul Dumitru să vă fie apărătorul casei, să dea Domnul ca Sfântul Dumitru să vă învrednicească spre lucruri bune și frumoase. La sărbătoare au fost invitați oficialități de la Chișinău, dar și din alte țări. De hramul orașului Orhei, trei locuitori s-au învrednicit de titlul cetățean de onoare. Iar cuplurile care și-au marcat nunta de aur sau cea de diamant au primit felicitări, bani și daruri de la autorități pentru dragostea de care au dat dovadă în tot acest răstimp și pentru faptul că rămân și astăzi nedespărțite la bine și la greu. Am venit la această frumoasă sărbătoare creștinească, la invitația primarului Vitale Colun, și vin an de an. Acum și calitatea de cetățean de onoare mă obligă să vin și îmi place foarte mult cum s-a organizat. Uite, Dumnezeu ține cu noi și o zi excepțională, cum n-a fost niciodată. Mă bucur nespus de mult că am ajuns la o vârstă când munca mea a fost apreciată la justă valoare. Mă bucur că trăiesc în acest oraș. Și dacă a fost sărbătoare, surprizele pentru locuitorii din Orhei au continuat. A fost dată în exploatare o porțiune de drum. Avem o stradătoare bună față, după cum a fost în anii trecuți și în timpul de față, suntem tare bucuroși până când. Nu știu cum așa mai departe. Avem o mică întrebare și o problemă. Cu mașinile, cu de gruz mare, să nu ne fărâmi strada. Suntem mulțumiți datorită zilei de azi. Sunt locatar pe strada aceasta, numărul 80. Mulțumim toți celor care au contribuit și care au participat la amenajarea străzii, canalizării. Mulțumim primarului că a făcut și mult succes și să mai facă. Măcar bine că ceva se face la noi. Asta e spre binele oamenilor și succes la toți. În primul rând vreau să felicit toți orheienii astăzi cu Sfânta Sărbătoare și să le doresc tuturor să fie fericiți și să aibă parte de lucruri frumoase în viața lor. Totodată vreau să-i felicit pentru frumoasele realizări care au fost făcute în ultimul an. Din acest an, orheienii vor avea acces la apă bună, apă de calitate, vor avea acces la drumuri mai bune. Am avut ocazia nu doar să văd realizările, dar și să simt buna dispoziție a locuitorilor orașului Orhei și mă bucur foarte mult. Dacă doriți, este un exemplu bun de urmat și pentru alte comunități și pentru Republica Moldova în general. Este un oraș plin de istorie, un oraș plin de cultură și un oraș care are un viitor foarte frumos și foarte, foarte, foarte măreț. Pe 8 noiembrie de Sfântul Dumitru, orașul Orhei marchează hramul bisericii sau ziua orașului. De rând cu orașul Orhei și alte localități din țară și-au sărbătorit hramul. Ion Alexeev, Mihai Obreja, Orhei, fiți la curent!